Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Și pentru că au existat până în prezent multe contraziceri, semne de întrebare vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie, m-am gândit că în emisiunea de astăzi, omul potrivit, la locul potrivit, ar fi Părintele Cristian Pomohaci, care ne va dezvălui lucruri în premieră, ne va spune despre taina Sfintei Împărtășanii și totodată ne va povesti despre copilăria dumnealui. Sperăm din suflet să treacă dincolo de ecrane și să intre în casele dumneavoastră cu cele mai sincere, mai credincioase și cu adevărat importante lucruri din viața dumnealui. Haideți cu mine! Ce onoare pe mine, aș începe emisiunea de astăzi spunând Doamne ajută, pentru că distinsă prezența îndrăgitului artist și dincolo de toate Părintele Cristian Pomohaci este invitatul de astăzi al emisiunii Folclorul sub lupă și poate nici eu nu mă visam vreodată să stau la masă cu dânsul și să îmi poată elucida multe din întrebările pe care eu le am, cât și dumneavoastră, dragi telespectatori. Să rămână, Părinte, și bine ați venit! Doamne ajută, bine v-am găsit! Și pentru mine este o bucurie. Și mă gândesc ce bucurie mare pot avea copiii cei doi pe care îi creșteți cu atâta bucurie, ce bucurie mare poate avea soțul dumneavoastră și părinții dumneavoastră cu care împărțiți o bucată de pâine la aceeași masă. Noi astăzi am înțeles că vom împărți din pâinea care hrănește zilnic, pâinea venită din cer, din cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că vreți să vorbim astăzi. Așa și vă mulțumesc pentru ocazia care mi-ați oferit-o dumneavoastră, cât și domnului director Cosmin Man Alexandru. Mulțumim din suflet, Părinte, și dați-mi voie să vă întreb pentru început cum ar trebui să fie credința în aceste vremuri destul de grele pe care poate nu ne-am fi imaginat să le avem. Dacă m-ați lăsat să răspund eu, n-aș răspunde cu cuvintele mele, aș răspunde cu cuvintele Mântuitorului care a spus credința trebuie să fie cât un bob de muștar. N-am văzut niciodată bobul de muștar, dar de când eram mic îmi doream să văd ce înseamnă muștarul. N-am văzut muștarul, dar am văzut ce înseamnă credința la oamenii care erau înaintea mea și oamenii care cred că astăzi se bucură de părtășia lui Dumnezeu și mai ales de darurile Lui. Credința astăzi trebuie să fie doar atât, mărimea unui bob de muștar. Nu trebuie să aibă alt etalon și altă mărime. Se spune deseori, și aici mă refer la poate oamenii slabi în credință, după cum este zicala tradițională, că se merge des la moaște, se fac pelerinaje și că ar fi Sfânta Împărtășanie, care dăinuie de sute de ani, un pericol. Dați-mi voie să vă spun și să mă alătur și eu acestor spuse pe care eu personal, în calitate de ortodox, le contrazic. Și de mai bine de 8 luni de zile merg la Sfânta Liturghie în fiecare duminică cu cei mici și, și ne-au ocolit, dacă vreți, pericolul acesta. Numai că sunt păreri vis-a-vis de asta și aș vrea dumneavoastră, care sunteți în măsură, să răspundeți. În vremurile astea atât de tulburi, este greu să vorbești și pro și contra. Dar aș vrea să vă spun astăzi, când ni se impune să nu dăm mâna, să nu ne îmbrățișăm, aș vrea să vă spun că în liturghia veche a Sfinților Părinți nu începea liturghia sau era un moment sacru, un moment deosebit în timpul Sfintei Liturghii în care toți cei prezenți în biserică se întorceau unul către celălalt și se îmbrățișau. Sau, înainte de a merge la Sfânta Împărtășanie, așa despre care m-ați întrebat, nu aveau voie să se apropie de Sfântul Potir până nu se îmbrățișau și cereau iertare unul altuia. Astăzi această tradiție, să o numesc așa, sau acest obicei, a rămas doar preoților din altar, din Sfântul Altar. Ei se îmbrățișează unul cu celălalt înainte de a se împărtăși, spunându-și unul celuilalt, Hristos în mijlocul nostru, iar celălalt răspund, este și va fi. Este greu în zile de astăzi să spui că e voie să te îmbrățișezi, e greu în zile de astăzi să spui că e voie să te împărtășești. Dar eu mă bazez pe ceea ce spun acum. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Hristos a spus, oricine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață și în orice viață veșnică. Nu cred că un virus poate să oprească adevărul dumnezeesc. Cred în virus, dacă m-ați întrebat, sau multă lume mă întreabă, știți, nu mă întreabă, credeți în dezastru care l-ar putea produce un virus, mă întreabă, credeți în acest virus? Sigur, cred în virus, dar eu cred în Dumnezeu. Virusul există, cum există atâția virus și ăsta virus. Și acum să mă iertați, dumneavoastră sunteți tânără, dar n-ați avut niciodată muci, n-ați avut niciodată răcită,
N-ați tușit niciodată, n-ați asudat niciodată sub plapumă sau să udați fața pernii din răceală sau din temperatură. Părinte, au fost copiii mei cu febră vis-a-vis de asta, și fac o paranteză, și 6 zile cu febră, 43. Dați-mi voie să vă spun că ei, până la vârstele pe care le au, au fost tratați doar cu antitermice la febră, iar în rest am lăsat debutul bolii sau răcelii să-și facă cursul într-o săptămână, două, trei. Nu m-am speriat de asta, pentru că în felul acesta cred cu tărie că se imunizează un organism. Iată un om inteligent și vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Arătați încă o dată că sunteți un bun creștin, dar în spate se vede și dascălița cu care vorbesc astăzi. Deci dascălul din dumneavoastră își spune cuvântul și știu că de asta am spus că este o bucurie pentru copiii dumneavoastră să vă aibă la masă în fiecare zi. Mulțumesc, și dascăl și mamă. Sigur că nu ne face rău Sfânta Împărtășanie. A spus că dăinuie de sute de ani, nu dăinuie de sute de ani, că dăinuie de 2000 de ani. De 2000 de ani. Și nu a îmbolnăvit pe nimeni, numai cât o dat viață. Și repet încă o dată, viață veșnică. Se spune deseori că oamenii care au impresia aceasta acum, că ar fi lingurița folosită la toți ortodoxii care pășesc în biserică la Sfânta Liturghie, un pericol. Iar eu aici aș spune că nu este tocmai un pericol, ci este... sau intervine frica. Și spunea duhovnicul meu, la vinea, oamenii care au frică mor în fiecare zi. Ce frumos, ce înțelept duhovnicul, înțelepciune de sus are, dar vreau să vă mai spun alta, că este un verset în Biblie și cei care urmăresc emisiunea noastră aș fi recunoscător, sau așa cum obișnuiesc eu în predicile mele să spun, vă dau temă de casă, să căutați acest verset în Noul Testament care spune: cât despre fricoși, mincinoși, închinători la idoli și curvari, vor fi afară unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Iată unii opus pe cei fricoși. Nu are cum, doamna învățătoare, doamna profesor, la vinea scumpă, sunt preot de 22 de ani, mă împărtășesc din același potir și consum Sfânta Împărtășanie cu bucurie după fiecare împărtășanie și sunt aici, dacă mă înțelegeți. Dacă vreodată un preot este îngăduit sau dacă auziți că vreun preot a luat un virus sau a contactat o boală, să știți că nu din Sfântul Potir și nu de la linguriță. Este și el om, circulă în troleibuz, circulă în autobuz, merge pe mașină, este și el om și probabil nu s-o proteja din alte puncte. Sau Dumnezeu a vrut să îl îngăduie așa. Vă întreb, și nu cred că puteți să-mi spuneți că sunteți tânără și nici nu aveți pregătire dogmatică și nici teologică. Vă întreb, Hristos, Iisus, era verișor cu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era închis în temnițele lui Irod. Era închis acolo, la palat. Și la un moment dat trimite vorbă prin ucenicii lui Ioan Botezătorul lui Iisus, spune: tu ești Iisus, tu ești la Salvatorul, sau să așteptăm pe altul. Adică avea nevoie de ajutorul lui și totuși Iisus nu intervine. De ce? Ca să se vadă măreția și puterea lui Dumnezeu și în Ioan Botezătorul și neascultarea. Că Ioan trebuia să stea acolo, la Iordan. El și-a luat misiunea aia, nu l-a trimis nimeni, nu i-a cerut nimeni să meargă la Iordan să boteze, el a vrut. Nu i-a cerut nimeni să poarte, dar asta e altceva, ne băgăm în altceva. Deci, nu i-a cerut nimeni să se îmbrace așa și să mănânce așa, adică să postească și să se îmbrace rudimentar. Și totuși el a acceptat și a vrut să facă lucrurile astea spre slava lui Dumnezeu. Dar la un moment dat i s-a părut că ar fi bine să meargă să vorbească și la palat. Ori omul lui Dumnezeu trebuie să stea acolo unde e locul. Chiar așa cum spuneam, vorbeam cu domnul director Cosmin Alexandru Man, vorbeam despre darurile preotului și ce face un preot. Și am spus, lăsați-l în neutralitate, lăsați-l în spate, să nu se vadă preotul, să se vadă Dumnezeu. Preotul este doar reflectorul. Pe cine focalizează preotul este Dumnezeu. Nu noi trebuie să ne vedem faptele noastre. Ori dacă Dumnezeu îngăduie ca să vină o boală peste un preot, e ca să se vadă încă o dată slava lui Dumnezeu, că poate să-l vindece sau poate să îl încerce pe acel preot să vadă cum reacționează, da. Cât e de rezistent, cât e de încrezător, dacă e supărat. Deci sunt atâtea modalități în care eu sunt fiul de Dumnezeu, nu sunt Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu are atâtea metodologii în care să-și încerce copiii lui. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră și asigurându-i pe cei de acasă, nimeni nu s-a îmbolnăvit niciodată atunci când s-a împărtășit, fiecare cu aceeași linguriță. Și sunt convinsă de lucrul acesta, dar
Vă gândiți că poate sunt ispite și acestea îndoiala celor care îndoială. Trec în biserică, vin la Sfânta Liturghie și totuși se îndoiesc de lucrul acesta? Scumpa părintelui, nu este îndoială, este o frică, așa cum ați spus-o dumneavoastră de la început, și este slaba credință. Vă felicit cu ce ați început interviul sau discuția noastră de astăzi, că nu interviu, cred să fie o discuție de familie. Iar eu un învățăcel care vă felicit că ați început dialogul nostru astăzi cu credința. E lipsa de credință. Atunci când nu crezi, poți să te îmbolnăvești și din pâinea care mănânci de acasă. Așa este. E lipsa de credință. Și o să vedeți că nu cei care se împărtășesc vin și spun, mi-e frică să ne împărtășim cu aceeași licuriță. Spun cei care nu merg niciodată la biserică. Da. Nici nu știu ce conține potirul, nici nu știu ce linguriță. Ăia vor spune că se îmbolnăvesc sau că au probleme din cauza împărtășirii. Și ei nici nu știu că se împărtășesc. Așa este. Dacă mă înțelegeți. Sigur că vă înțeleg și de asta. Mă, o dată la biserică la Paști, o dată la Crăciun, vă dați seama, sau când botează un copil, dacă fac un copil, că vedeți acum, familiile noastre nu mai fac copii, sau dacă fac copii, fac unul, ca elefanță, unul la bătrâneță. Și ăla când îl vede copilul, când crește copilul și se uită la tată sau din legănuț, zice, oare ăsta cine e? Tata bunicul. Ori bunicul. Da. Că nu mai știe cine e. Se canalizează foarte mult pe carieră. Pe și carieră, pe, mijlocul de vies, pe nu știu mai ce, știți dumneavoastră că sunt dezvoltarea femeie. Dezvoltarea financiară și multe altele. Părinte, dar vă felicit că aveți copii. Mulțumesc din suflet. Și vreau să știe toți cei de acasă că aveți doi copii și arătați la fel de bine ca și celelalte care n-au făcut copii, ca să nu-și denatureze nu știu ce forme și ale corpului. Și dacă Dumnezeu va îngăduie, să mai fac. Doamne ajută! Și să botez și eu. Doamne ajută! Mi-ar face o deosebită plăcere. Părinte, cum trebuie să învățăm sau cum ne învățați dumneavoastră să iertăm? N-aș vrea să spun eu cum. Iară, de ce eu? Hristos așa de frumos și clar mi-a lăsat învățături. A spus, învățați de la mine. Eu sunt blând și smerit cu inima. Nu avem de la ce să învățăm. De ce să învățăm de la pomohaci sau de la părintele Cristian? Eu poate că iert așa de față și râd. Îmi aduc aminte, eram odată la filmări și vă spun acum din culisele artiștilor, eram la filmări, chiar la un spectacol la radio, pe scena Mihail Jora. Și înainte, cânta doamna Valeria Peter Predescu de la noi, Dumnezeu să o ierte, să odihnească, și înainte de a urca pe scenă, la televizor, la unul dintre canalele de știri de la ora 17, s-a dat o știre că fiul dumneai a făcut niște prostioare acolo, niște lucruri care nu îi făceau cinste mamei dumnealui, a făcut niște prostioare în Franța și că i-a arestat. Noi toți, fiind acolo monitorul mare, toți am muțit. Și toți cu coada ochiului ne uitam la Valeria Peter Predescu. Că poate se simțea jenată. Păi nu că se trebuia să urce pe scenă să cânte. Și atunci femeia asta, o femeie plină de credință, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și-a șters lacrimile din ochi și de pe obraz, cu toate că era fardată, a urcat pe scenă și-a râs. A râs și a cântat, cred că niciodată nu cânta mai bine ca în acel spectacol. Era doamna Angela Marinescu, era doamna Eugenia Florea, erau artiștii mari ai scenei folclorului românesc și toți am aplaudat-o când a ieșit din scenă. Ce putere! Acum, văzând-o pe Valeria Peter Predescu, poate că și eu aș spune de multe ori că am iertat și iert și așa, dar în inima mea să fie altceva. Vreau să știți că ce e în inima mea e și afară. Cu atâta bucurie poți să ierți dacă îți dorești libertate. Dacă nu-ți dorești libertate și vrei să duci o povară, un grunz de sare, folosind expresia lui Coșbuc, dacă vrei să duci un grunz de sare și o povară mare în spate întotdeauna, poartă ura cuiva sau dușmania cuiva, așa e de greu. Dar dacă vrei să fii liber, să-l poți vedea, să-l poți vorbi cu el, iartă-l. Ești cel mai liber om de pe fața pământului și din cer. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Mai este o vorbă care zice că iert, dar nu-i uit. N-aș vrea noi, ca ortodoxi și ca buni creștini, care vrem să credem că suntem buni creștini, să folosim expresia asta populară. Nu. Noi când iertăm, iertăm. Când ne rugăm, ne rugăm. Și când ne bucurăm, ne bucurăm. Așa că iertarea, încă o dată, iertarea e din Dumnezeu. Și cine iartă este un om liber. Vin de la o altă emisiune acum și într-una dintre întrebările noastre de acolo, că m-am aniversat, dacă știți că în 26 septembrie mă aniversez, mă aniversez, împlinesc nu știu câți ani de când m-am născut, nu mai știu câți ani, sunt așa de bătrân. Mă întreba cum de pot ierta.
Cine iubește poate ierta, dar nu orice iubire. Cine îl iubește pe Dumnezeu poate ierta. Atunci când iubești pe Dumnezeu, poți ierta orice. Țineți minte ce vă spun. Și atunci vine Dumnezeu și îți dă binecuvântări multe, 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 multe. Și nu mai trebuie să împarți nimic. Că îți dă Dumnezeu din plus. Țineți minte ce vă spun astăzi. Păi sunt ochi și urechi la dumneavoastră și așa cum am spus la începutul emisiunii, mă onorează prezența aici și faptul că mă simt ca la Sfânta Spovedanie, vă spun sincer, aș uita că dincolo de toate sunt telespectatorii care ne urmăresc. Sau camerele și colegii mei. Departe, așa da. Este. Dacă nu mă ruga domnul operator să mă uit acolo, sigur nu vă scăpam din ochi. Sigur nu vă scăpam din ochi, dar am fost obligat să mă uit acolo. Părinte, cum trebuie să postim? Sau de ce am face lucrul acesta? Sunt așa, iar mă întorc la Sfintele Scripturi și la Noul Testament, sunt așa clare învățăturile de pe paginile Sfintelor Scripturi, de pe Noul Testament și chiar Sfântul Apostol Pavel ne spune mai în detaliu despre post, dar Hristos ne spune, voi când postiți să nu fiți ca fățarnicii, să nu vă ungeți părul, să nu vă schinomosiți fețele, voi chiar să vă spălați fața, să vă ungeți părul, să arătați plin de bucurie, să nu știe nimeni că postiți. Iar Dumnezeu care le vede în ascuns vă va și răsplăti. Spun în tradiția ebraică, în tradiția iudaică, se postesc două zile pe săptămână, marța și joia. Noi creștinii ortodoxi postim luni, miercuri și vineri. Și toate posturile rânduite de Sfânta Biserică, de canoanele Sfinților Părinți din Sfânta Biserică Ortodoxă, trebuie postite. Și astăzi sunt oameni care, să știți, că postesc. Și postesc cu drag, dar postesc ca și cum ar ține un regim, ca și cum ar ține o cură. Nu postesc de drag. Postesc, sau că leagă credința de asta. Postesc doar că este o cură. N-aș vrea să fie, așa cum i-a învățat Mântuitorul, postul nostru doar o formă de evlavie sau doar să ne vadă cineva că postim. Atunci când postim, trebuie să o facem în ascuns și să o facem cu bucurie. Îi bine să postim și să știți că postul și rugăciunea deschide multe porți închise. Să știți că postul și rugăciunea deschide multe zăvoare închise. Să știți că postul și rugăciunea vindecă multe răni pe care doctorii nu le pot vindeca. E bine să postim, dar a posti nu înseamnă a nu mânca. Și a nu mânca înseamnă a posti. A posti înseamnă a te înfrâna de la ceva. De exemplu, unui om care îi place să se uite la televizor. Nu mă uit o săptămână la televizor, e un post. Un om care îi place să fumeze, poate să nu mănânce el nu știu cât, dar să fumeze. Postul ăla nu valorează nimic, dar dacă se oprește de la fumat, e cel mai mare post. Deci a posti înseamnă a te opri, a te priva de ceea ce îți place mai mult sau de ceea ce îți dorești mai mult să faci de zi cu zi. De la un lucru ușor care ți-l permiți, care îți face o bucurie, ăla să-i linchi lui Dumnezeu, ăsta-i postul adevărat. Să dezlegi lanțurile răutății, să dai drumul prinșilor, spune Isaia, un alt post și să faci milostenie cu cei din jur. Altfel de post. Dar, în bunătatea lui Dumnezeu, orice post e bine. Și un suspin, dacă suspin și spui că ăsta e postul meu și postul ăla îl primește Dumnezeu. Atâta e de bun Dumnezeu încât dacă vrei să faci un gest cât de mic, Dumnezeu îl cântărește atât de mult în cântarele Lui. Un gest mic de al nostru, în balanța, în talerul lui Dumnezeu cântărește așa de mult. Așa e de bun Dumnezeu. Depășiți limitele înțelepciunii, Părinte, și cred că sunteți un exemplu pentru mulți dintre noi și cei tineri și mi-aș dori din suflet ca această emisiune să fie urmărită. Și pentru că tot în rândul tinerilor, de ce nu și acelor cu vârste respectabile, sunt deseori ridicate controverse vis-a-vis de construirea bisericilor, a mănăstirilor, a Catedrala Neamului, iată, și sunt foarte înverșunați, dacă vreți, oamenii și judecă, deși lucrul acesta nu ne este în măsură să, nouă să-l facem, că sunt construite biserici și că mor oameni în spitale. Câți oameni mor în spitale, câți mor în biserică și de ce totuși ce frumos ați zis. Este ce frumos biserica ați zis. De... Că să construiesc. Biserica este lovită, mai ales acum ați spus foarte bine. Biserica este lovită. Și repet, iertată să-mi fie repetiția, repet, nu oamenii care merg la biserică lovesc în biserică. Nu oamenii care se închină. Niciodată acei care vor dărui un bănuț pentru Catedrala Mântuirii Neamului sau pentru biserica din satul lor sau pentru mănăstirea din vârful dealului, nu aceia vor vocifera. Vociferează cei care nu au dat niciodată.
dar care totuși au nevoie, după ce s-au făcut, după ce s-au zidit biserica, după ce s-au făcut mănăstirea, zice, mănăstirea noastră, biserica noastră, hai să vedeți ce avem noi în sat. Și poate el nu a dat niciun bănuț sau nici umblit cu zamă la oamenii care au lucrat acolo în fiecare zi. Spitalul are locul lui pentru trup, biserica are locul ei pentru suflet. Și să dăie Dumnezeu să fie cât mai multe biserici, că atunci vor fi cât mai puține spitale și cât mai puține închisori. Țineți minte ce vă spun și asta. Știți de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că nu știu dacă e o întâmplare, o lucrare a lui Dumnezeu, dar lucrurile acestea au fost, parcă au mers lucrurile, au bătut în regres. Pandemia ne-a lovit, perioada asta de izolare, detașarea de oameni și distanțarea, lucruri care, după părerea mea personală, se vor vedea în dezvoltarea emoțională a copiilor și a viitoarelor generații. Și poate de aici a venit un semn de la Dumnezeu, pentru că se spune că, virgulă, cuvântul este de o încărcătură emoțională extraordinar de mare. Și atunci ce transmiți, primești un răspuns, rău dai, rău primești. Nu știu de ce, poate a fost potrivire. În momentul în care a început catedrala să se construiască și multe alte biserici, atunci a început să meargă și prezentul nostru mai rău, dacă vreți. Ați făcut o conexiune oarecum logică, dar poate că deja a început să se meargă mai rău și atunci s-a gândit un patriarh, cum îl avem noi de renume, patriarhul Daniel, un om destoinic, extraordinar. Nimeni nu avea curajul să se ridice în fața vox populis, în fața senatorilor, în fața demnitarilor din Parlament, de ce nu poate și în fața președintelui să spună vreau acest edificiu. Poate că patriarhul nostru a simțit că lucrurile vor merge spre rău și a spus vrem să facem ceva spre slava lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și întoarcă fața spre noi. Eu cred că așa au gândit, n-am avut niciodată bucuria să-i aud motivația preafericitului patriarh Daniel de ce a generat această frumoasă construcție. Dar noi ca ardeleni, nu toți ardelenii au posibilitatea dumneavoastră să treceți pe lângă ea ca și pe lângă un măr, ca și pe lângă un prun, ca și pe lângă o floare obișnuită din parc, că o vedeți în fiecare zi. Dar noi ardelenii când venim în București, primul lucru care îl facem când trecem pe lângă Intercontinental la Piața Victoriei, venim să vedem Catedrala Mântuirii Neamului. Suntem mândri cu ea. Nu cred că de când s-a început să se construiască bisericile merg lucrurile înspre rău. Eu cred că totuși prorocii lui Dumnezeu, slujitorii Sfintelor Altare care au simțit lucrul acesta, au vrut să pună un pact cu Dumnezeu, au vrut să îmblânzească oarecum mânia lui Dumnezeu și să îndulcească oarecum bunătatea lui Dumnezeu încă o dată peste neamul nostru. Și să știți că nu sunt destule biserici nici astăzi. Vorbeați despre pandemie. Vedeți, în pandemie ni s-au interzis să facem slujbe, s-au închis ușile la Sfânta Biserică. Atunci veneau oamenii mai mulți la biserică. Atunci își telefoane și căutau, da. Și oameni care nu au fost niciodată, își doreau să meargă la biserică. Știți, cu pomul oprit, cu fructul oprit. Când nu ai ceva, atunci îți trebuie mai mult. Eu am trăit și în timpul lui Ceaușescu. Trăiesc și astăzi, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar să știți că atunci când nu era voie să mergi la biserică, în timpul lui Ceaușescu, era biserica mai în clocot ca astăzi. Erau oamenii... Eu sunt din Rebrișoara, dintr-un sat de lângă Năsăud. Sunt două mănăstiri de renume în zonă. Nicula, lângă Gherla, și Rohia, lângă și Rohia și Moisei în Maramureș. Trei, am uitat de Moisei. Până la Rohia sunt vreo 80 de kilometri, până la Nicula sunt vreo 80 de kilometri, până la Moisei vreo 60 de kilometri. Aveam 6, 7 ani, 8 ani, 9 ani, mergeam 80 de kilometri dus și 80 de kilometri pe jos, venit înapoi. Nu se părea mult. Pe jos. Pe jos. Porneam de noaptea ca să ajungem seara la rugăciune acolo, cu Sfânta Icoană în brațe sau cu o cruce, ce primem, dacă eram, fai, bucuroși eram dacă ne dădea părintele să ducem o icoană sau să ducem ceva la mănăstire, să ducem și noi ceva. Nu știu câți astăzi dintre noi ar mai merge pe jos 80 de kilometri. E cu 80 de kilometri, casă și merg cu mașina. Cu 80 de kilometri, 160 de kilometri, nu știu. Și nu dormeam în noaptea aia, că stăteam toată noaptea la priveghere, la rugăciunea de miezonoptică, la paraclis, la catis, ce se făcea la mănăstire, la a doua zi dimineață la Sfânta Liturghie și țuște acasă spre Rebrișoara. Nu era nimeni mai bucuros ca noi. Ce frumos era! Era un imeseu, musai trebuie să vă spun, e faină. Era un singur imeseu în sat și omul ăla era penticostal.
Dar el știe că în dimineața de Sfântă Mărie, în 15 august, trebuie să ducă oamenii credincioși care vreau să meargă la mănăstire, la Niculaș. Și își pune IMS-ul. Știi ce e IMS-ul? Nu. Aro, știți ce e Aro? Da. No, bunicul, tata lui Aro e IMS-ul. O mașină, prototipul Aro-ului, să zic așa. Era un Aro cu două băncuțe în spate. Stânga și dreapta, da? Față în față. Și vedeai din spate de aici, vedeai și era acoperită cu prelată. Nu avea oricine IMS atunci. IMS-ul era un fel de Aro, deci bunicul Jeep-ului de astăzi. Și omul ăsta avea IMS-ul. Și atunci atâți oameni merge să scrie cu două, trei săptămâni înainte să meargă la mănăstire la Nicula. Și încăpeau în Aro-ul ăla, în IMS-ul ăsta, încăpeau 8 oameni. Dar dumnealui tădeauna mai puneau câteva lăițuși acolo și încăpeau 10-11 oameni. Dimineața la 4 când se ducea IMS-ul, sora Savetă, mama domnului director, a tovarășului director de voacă din Rebrișoara, sora Savetă, era cu căputul numere și se suia și se pune pe bancă acolo. Dar dumneavoastră niciodată plătea, era văduva satului și era o femeie foarte respectată, toată lumea o iube pe sora Savetă. O femeie bătrână, murit la 90 ceva de ani. Până la 90 de ani se stuie pe scară și mătura fereștile bisericii din Rebrișoara, care sunt foarte înalte. E mătura pe jos, e făcea prescur la biserică, e totul în biserică. Pentru că asta simțea să facă. Îl iubea foarte mult pe Dumnezeu, nu simțea. Îl iubea foarte mult pe Dumnezeu și ea în văduvia ei vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. Era mama tovarășului director din Rebrișoara, al tovarășului director Dobacă. Și când era dimineața, e cu recălui, haina mai groasă, mai de frig a rebrișorilor, cu recălul între umeri s-a așeza în IMS-ul. Când vine conducătorul de IMS-ul, soră Savetă, dumneata, nu ți-ai plătit biletul. Cum mai mărg oamenii ăștia dacă dumneata te-ai pus aici? Margă și ne-a vrea, numai eu să nu rămân. Adică putea să fie cu oricine, da, să margă dumneavoastră ei, da. Îmi doresc așa să fie oameni ca sora Savetă din Rebrișoara să zică margă și nea mere, numai eu să nu rămân. Dar mai aveți, nu știu, părinte, sau vă mai gândiți că poate se vor schimba generațiile în bine și se spune că România va fi al doilea Ierusalim? Este deja. Oameni mai frumoși și mai credincioși ca în România nu sunt, să știți. Nici rușii nu ne trec, cu toate că sunt mulți. Sunt mulți că sunt mulți ei, dar nici rușii nu ne trec. Eu vreau să cred că este al doilea Ierusalim, dar ba mai mult, este grădina Maicii Domnului, așa o numesc ceilalți de afară pe România. Și este o țară așa de frumoasă, cu oameni credincioși. Am fost săptămâna trecută la Dervent, am avut obligație să merg la Dervent. Acolo este înmormântat, nu știu dacă știți dumneavoastră, da, Aurelian Preda. N-am putut ajunge nici la mormântare, când m-a chemat fiica dumnealui la parastas. N-am putut ajunge, am avut o obligație de suflet și l-am rugat pe domnul director Cosmin Alexandru, m-am spus să mă unde, cum ajung, m-a ghidat. Am avut bucuria mergând înspre Dervent, în fiecare sat este o mănăstire. Da. În fiecare sat este o mănăstire. Mare lucru. Păi. Eu mi-aduc aminte, în excursiile pe care le făceam la școală, vorbesc de ciclu primar 1-4, excursiile erau realizate acolo, în zona Dobrogei, la toate mănăstirile. Nu știu dacă nu în ziua de azi se mai face asta, dar nu cred că la câteva o parte. Sunt foarte multe mănăstiri. Foarte multe, eu am încercat să mă bag în fiecare sală, la fiecare mănăstire. Ba nu era părintele acasă, ba era măicuța, nu era măicuța acasă. Mi-am adus aminte de părintele Paisie de la Cioara, de la Aftea. Am fost într-o seară la slujba acolo și au făcut slujba jos la măicuțe și după ce s-a gătat slujba de noapte, știți că slujbile se fac noaptea, după ce au terminat slujba am zis, părinte Paisie, câte maici aveți aici, câte viețuitoare aveți aici? Ce, părinte Cristian, întrebați-mă câte supraviețuitoare mai sunt, că sunt tot mai puțini oameni care își doresc să meargă în mănăstire, tot mai puțini tineri care își doresc să meargă în mănăstire. Pentru că ați adus în discuție de slujba noaptea. De ce se fac slujbele noaptea, părintele? Pentru că am învățat de la Mântuitorul că el ziua lucra, petrecea cu oamenii, învăța, lucra, poate l-a ajutat pe tatăl lui, pe Iosif, la dulgherie, dar în ultima parte a celor 3 ani de misiune evanghelică nu cred că a mai trecut pragul atelierului de dulgherie al lui Iosif. În cei 3 ani de misiune, el toată ziua petrecea cu oamenii, vorbea cu oamenii, le împărtășea învățături și, cum a spus dumneavoastră, cuvântul are multă putere, pentru că Dumnezeu este cuvânt. Și pentru că Dumnezeu este cuvântul, el le vorbea oamenilor. Dar oamenii așteptau și ceva palpabil, adică ceva palpabil, doreau minuni și trebuia să facă și minuni. Nu-mi pierd firul ideii, vreau să vă spun, chiar azi noaptea am citit și așa de mult mi-a plăcut, că ucenicii și Petru, ăla bătrân care au văzut înmulțirea peștilor, înmulțirea pâinilor, care au văzut pescuirea aia minunată,
O zic că Iisus, fă-ne și nouă o minune. Deci el care a stat cu el acolo, vreau și eu o minune, a zis Petru. Și atunci a zis Iisus înapoi, a mea satană. N-a făcut pe nimeni Iisus satană niciodată. Până acolo când au văzut că omul ăsta de lângă el nu crede în el. Oamenii de lângă el cereau minuni, nu se bucurau de cuvânt. Noi când mergem la biserică, așa cum spuneți dumneavoastră, așteptăm să vedem minuni, să ne meargă serviciul bine, cum a zis dumneavoastră, să ne meargă căsnicia bine, să ne mărităm, să ne cununăm, să iei copilul nostru examenul, să ne cumpărăm mașina aia cu cal roșu pe ea sau cu cal galben pe roșu, nu știu cum îi zice la mașina aia bengosă. Noi de asta mergem la biserică ca să căpătăm ceva în schimb, nu mergem să auzim cuvântul. Dacă Hristos ar coborâ astăzi în biserică, cred că la mulți ne-ar spune înapoi a mea satană. Pentru că noi cerem semne. Nu este loc mai frumos ca astăzi în România, unde noi credem în Hristos, să propovăduim cuvântul. Ori Hristos ziua propovăduia cuvântul, care spune că niciun cuvânt nu era lipsit de putere. Ziua propovăduia cuvântul și noaptea știți ce făcea? Să ruga. Făcea Sfânta Liturghie. Stătea de vorbă câte o oră, două, așa am învățat din Scriptură, câte o oră, două stătea în rugăciune noaptea. Știți ce frumos este să stai noaptea în rugăciune de la 12 la 3? Spun Sfinții Părinți că atunci cerul este deschisă. Adorm dracii, ăia să culcă și mă și ispitesc numai pe ăia la alți care iau ei în plan. Și rugăciunea ajunge unde trebuie. Da. Între 12 și 3. Probăluiți ce v-am spus eu acum, aprobați ce v-am spus eu. Odată stați în rugăciune în intimitatea dumneavoastră, odată între 12 și 3. Și chiar cu condiție. Doamne, am auzit pe Părintele Cristian spunând că între 12 și 3 se deschid cerurile. Dacă ai poarta deschisă, vorbește-mi și mie, că sunt atât de năcăjită. Vorbește-mi și mie. Și spune-mi și mie ceva. Spune-mi un cuvânt de mângâiere. Vorbește-mi și mie. Spune-mi un cuvânt de bucurie. Vorbește-mi și mie și spune-mi că poți să mă ajuți. Și o să vedeți cum se deschide. Nu numai poarta, o să vedeți cum se deschide mâna cerului. Și vă lasă Dumnezeu de binecuvântările Lui. Dimineața te ridici alt om, uiți, ierți și ai pornit în nouă zi cu altfel. De asta e rugăciunea noaptea. Părinte, sunt emoționată, sunt binecuvântată că v-am astăzi aici, când spuneți atâtea lucruri. Fiți binecuvântată. Și vă mulțumesc, Doamne ajută, și în același timp, chiar dacă, așa cum a spus, oamenii așteaptă miracole. Eu știu de la mama mea, de la bunica mea, că în biserică trebuie să mergi să mulțumești. Pentru că greutățile te întăresc, lucrurile ce bune. Ce frumos, ce bunică ai avut. Nu, vezi? Mâța naște tot ce mâncășorici, vezi? Și dacă mi-mi spunea că, mama, răbdarea e virtutea. Nu poți, nici Dumnezeu n-a creat lumea într-o zi. Cine are răbdare, mă aduc aminte de un sfânt al bisericii noastre. Nu știu dacă ați auzit de Părintele Cleopa. Ba Ilie da. Cleopa. Un sfânt al bisericii, un mare sfânt al bisericii noastre ortodoxe. Când mergea un om năcăjit acolo, nici nu-l întreba ce necaz are, striga răbdare, răbdare, răbdare. Cu răbdarea trece și mare, spune o vorbă românească, iar noi cei care avem îndelungă răbdare, dar nu până la prășit, până la sfârșit. Cu siguranță vom vedea ceea ce așteptăm să vedem. Doamne ajută, Părinte, Doamne ajută, să aveți dreptate. Doamne ajută. V-aș mai întreba... Cu siguranță am dreptate, că nu-s cuvintele mele. Mă face să radiez de bucurie și... O să vedeți. Nu numai pe chip, cât în sufletul meu, interiorul asta meu. Asta îmi doresc. Poate că astăzi o rândui Dumnezeu bucuria asta în întâlnire, că noi n-am avut niciodată vreme să povestim. Sunt convinsă. Și de asta poate că e discuția noastră din sufragerie astăzi, cum ați spus așa la început. Da. Și de asta nu-i nimic pe masă, ca să se vadă că... Doi oameni pot fi fericiți fără nimic și pot comunica și să învețe. Amin, amin, amin. Ce frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Asta iară n-a spus-o de la dumneavoastră. Părinte, v-aș mai întreba, pentru că deseori aud lucrurile acestea, că, nu știu, păcatele părinților se transmit copiilor. Este adevărat acest lucru? Au un blestem pe care îl duci din neam? Prorocul Vechiului Testament spune clar, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au servezit dinții. Nu cred că cuvântul lui Dumnezeu înșală sau nu este același ieri și astăzi și în veci. De multe ori părinții păcătuiesc și copiii plătesc, doamna învățătoare, întotdeauna, să știți. Dar de ce unii părinți nu-și dau seama de asta? Sau de ce nu-și întorc fața spre credință?
sau de ce nu înțeleg mesajul trimis de Dumnezeu. Și aici fac referire. Acum, fie la moartea unui copil, fie la o încercare grea, fie la lovitura prin boală. Acum eu vă răspund cu altceva, total paralel cu întrebarea dumneavoastră. Nu este limba engleză? Cât o înțeleg? Și cât e de frumoasă? Nu este limba germană? Cât o înțeleg? Și trec pe lângă ea. Nimeni, nu sunt mulți care înțeleg limba necazului. Nu sunt mulți care înțeleg limba încercării. Nu sunt mulți care înțeleg limba focului prin care trec, ca să se poată întoarce. Nu înțeleg. Considerați că ați avut greutăți în viața dumneavoastră pe care poate le aveți între ghilimele ca un blestem de la părinți? Nu. Să știți că mi-a pus astfel de întrebare. Să știți că mi-a pus. De multe ori, stând singur, mi-a pus astfel de întrebare. Dar n-am vrut să penetrez intimitatea părinților mei ca nu cumva să-i dau slobod imaginației mele și să-i judec. Să spun, datorită părinților mei sunt eu astăzi așa. Nici de cum nu. Eu trebuie să-mi respect părinții mei, indiferent ce, și să-mi duc crucea cu bucurie. Am avut, ca o spovedanie vă spun, dar nu. Am depășit acel moment și nu vreau să mă gândesc că plătesc sau că vreun caz al meu a fost plata părinților mei, nici de cum. E crucea mea, e bucuria mea de trece mai departe, iar datoria mea este de a-mi cesti părinții până la capăt. Sunt multe întrebări pe care aș vrea să vi le adresez, dar n-aș vrea să sar peste una care mi-a venit acum în minte. Se spune că nu trebuie să ne judecăm părinții, cum a spus dumneavoastră, că sunt darul divin, însă a doua familie sau a doua pereche de părinți sunt nașii spirituali. Sunt singurii părinți pe care în această lume avem dreptul să-i alegem. Da, așa e. Și am vrut să aduc subiectul acesta în discuție, printre altele, pentru că facem referire și la o generație tânără care își pierde din credință. Și se spune deseori că este un mare păcat să trăiești în păcat fără binecuvântarea preotului. Adică să fără nu cununie, ajungi fără cununie. Da. Că se spune că doi oameni când aleg acest drum formează un trup. Nu când aleg acest drum, când merg în fața Sfântului Altar și când preotul pune mânurile peste cununile, peste capul. Și ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Nici tribunalul, nici notariatul. Da. Aș vrea ca un sfat pentru tinerii care urmează să se căsătorească. Nu vă căutați nași, așa cum a spus dumneavoastră, nu vă căutați nași după cât e de bogat nașul sau din ce castă vine sau din ce neam vine. Uitați-vă la omul cu care vă puteți înțelege, la omul cu care puteți să vă împărtășiți durerea dacă vor fi dureri sau bucuriile când vin. Nu vă uitați la omul care are un potențial financiar mare sau puternic, nu. Uitați-vă la omul cu care puteți vorbi zi și noapte, să fiți lângă el zi și noapte. Astăzi nici nu mai știu mulți dintre ei care-i nașul și care-i nașa. Își mai aduc aminte de ei, poate când fac un copil ca să-l meargă să-l boteze, dar nici aia nu-și mai țin rânduiala că își caută pe alții, că li-i rușine dacă atunci, până atunci nu mai a avut legături cu nașul și cu nașa. Merge și-și caută alții ca să se scape ușor, cu alți bani, cu altă cinste. De obicei, astăzi se pun nași doar pentru ca să aibă un folos financiar în momentul ospățului, atunci când se face masa. Nașul trebuie să fie părintele spiritual, să fie tata și mama care te vor însoți până la sfârșit. Așa vreau să cred eu. Și cu siguranță ăsta este adevărul și m-am bucurat de un astfel de răspuns din partea dumneavoastră pentru că sunteți în măsură să faceți asta. Cum ați trecut dumneavoastră peste și cum ați putut ierta lucrurile care v-au venit sub formă de necaz în viața dumneavoastră? Am spus de la început, chiar de la începutul emisiunii am spus-o. Atunci când iubești, ierți. Atunci când iubești pe Dumnezeu, vezi încercarea ca un extemporal la care trebuie să iei notă mare. Și nu o vezi ca o supărare, nu o vezi ca un necaz. E mare lucru când te gândești că nu-i necaz, când e încercare. Când poți face deosebire sau să pui un hotar între necaz și încercare, deja ai câștigat războiul. Îmi trezește o oarecare curiozitate, dacă vreți, să-mi spuneți cum era copilul Cristian Pomohaci devenit astăzi preot. Pentru că ne spuneați mai devreme că aveați chemare, că mergeați zeci de kilometri pe jos să ajungeți la o biserică.
Nu știu dacă mai există lucrul acesta în ziua de azi. Sunt copii credincioși. Să știți, dacă veniți la Moșuniu, să vedeți plină ulița de copii credincioși. Dar v-ați visat să deveniți preot? Nu, sau ați gândit lucrul niciodată, acesta? Niciodată. Spuneam chiar astăzi, v-am spus că vin de la o altă emisiune, de la o altă emisiune televizată, de aceea am venit și în costum național. Și chiar asta m-a întrebat dacă am crezut vreodată că o să ajung preot. Nu, niciodată nu m-am gândit că o să fiu preot. E mare lucru să fii preot, dar mai mare lucru e să fii duhovnic. Preot poate să fie oricine, dar duhovnic să-ți asumi responsabilitatea mântuirii sufletului omului cu care vorbești, a omului pentru care te rogi, sau omului care îți încredințează problemele lui în mânurile tale, știind că le vei duce la Dumnezeu, e mare responsabilitate. N-am fost un copil bun, stați liniștită. Copcil bun și babă frumoasă nu o să vedeți niciodată. Am fost un copcil ca atâți copcii, m-am bucurat de părinți, m-am bucurat de uliță, m-am bucurat că nu a fost asfaltată ulița, m-am bucurat în Revrișoara, este de la deal de casa noastră o uliță pe care Nedencu Sania se numește Mcelică Roata sau Poncea Suli. Fiecare zice cum îi plăcea. Și pe ulița aia mă bucuram de câtea ori că nu a pus asfalt și că nu o să o petruiască ca să ne putem da noi cu Sania. Și vine berbelecul de acolo din vârful dealului până în drumul țării pe să ne dăm cu Sania. Asta e o parte când îngețau mânurile și cișoarele la Săniuș. Sau vara că meream și furam mălai de pe mălaile oamenilor și le duceam la râu și îl făceam foc mare și îl prăjeam acolo mălai în lapte. Și oamenii aia săraci căpăluiau toată vara și îl grijeau și noi meream și îl furam și îl coceam acolo. Copcii. Sau știam unii struguri hei mai buni din sat și meream și furam noaptea cu o prietenă, cu Lucica. Îi spuneam Lucica, noaptea asta merem să dăm pradă, nu știu cum ziceam, avem o expresie, noi să dăm atac la via nu știu care. Și mergeam și luam, dar cât puteam să mâncăm, 3 struguri, dar era mai fain faptul ăla că ne suiem pe sârmile alea, ne agățăm pe sârme și stăteam ascuși acolo frunză când se deschidea ușile să ne vadă. Aia era fain, nu că mâncam noi 3 boabe de struguri. Ați avut cu adevărat o copilărie fericită și în sufletul meu sunt mâhnită să nu mai văd lucrurile astea și în ziua de azi. Oare noi telefon, ca părinți avem o influență la fel de mare asupra copilor? Foarte mare influență. Oare prezentul acesta nu ni se datorează ca tristețe, mă refer, și în viețile celor care ne calcă pe urmă? Spuneați mai înainte că se regăsesc blestemele părinților în copii. Vreau să spun și altceva. Părinții, nu. Haideți să încep cu altceva. Copiii sunt oglinda părinților. Părinții. Și părinții au posibilitatea și misiunea de a construi caractere și de a face oameni. Eram astăzi în mașină cu prietenul meu de suflet, cu duhovnicul meu de multe ori, cu finul meu și cu părintele Ovidiu. Eram în mașină și are 3 copii. Ilie, Elisei și Maria. Maria a primit-o în dar ca făgăduință la Ierusalim. Și eram astăzi în anticameră, stând să urcăm în platourile televiziunii de unde venim, și acolo a venit o mamă și s-a lăudat cu copilul ei care face așa și face așa și face așa și tocmai atunci sunau copiii dumnealui care au ieșit din la școală și i-a cerut binecuvântare să meargă acasă și tata i-a spus așteaptă Elisei și pe Ilie că Ilie mai are încă o oră de vioară și după ce termină vioara veți merge împreună acasă, să nu mergi singur fără Ilie. Și spuneam ce mare lucru e să-ți crești copiii frumos și ce misiune frumoasă e să bați cu dalta în granit. Că un copil e un granit. E foarte orgolios astăzi un copil. E foarte ambițios. N-am văzut încă atâta potențial într-un copil în care nu-l poți scoate din eul lui. Așa eram și eu. Mă aduc aminte că treceam pe lângă... Nu era o jucărie atunci. Erau 2-3 jucării, o mașinuță și știi din ce ne făceam jucării? Din dopurile de plută? Din dopurile, da. Știu, din la tatăl meu. Da. Pentru că spune că acum au copii acces la toate cele și nu se mai bucură de ele. Și erau niște, făceam o mașină, mi se părea erau rai. Niște parfumuri tar, așa se zice, parfum tar. Și era o sticluță de plastic. Și de-abia așteptam să-și gate tata că să dădea și după barberie și după cap stricul. Și mama să dădea că se duce la anunț, era și bunica când merea la biserică, era parfumul universal și cățelul cred că se dădea tăcutar, toată lumea se dădea cutar și de-abia așteptam să se gate clășuța aia de tar care era mașinuță cu dop negru în capăt și să ne jucăm cu mașinuța aia și era plăcerea noastră infernală
când duduie soba mai tare, să merem cu sticlu, cu mașinuța de plastic, să o punem pe soba aia. Vă dați seama ce putoare să facem în casă când se topea plasticul ăla și ce bătaie căpătam. Că era cu raliu cu mașina de plastic pe sobă. Știți ce mai amintesc și eu, părinte, din copilăria mea în Oltenia, la străbunicii mei, că dumnealor au fost la țară, că îmi prezenta tot timpul străbunicul meu tronul al dumnealui și al bunicii mele, în caz de moare, Doamne ferește, să știu unde sunt. Și în același timp îmi spunea că mai sunt șipcile acelea, bucăți, în caz de ceva sau dacă putrezește lemnul să fie schimbat. Și luam șipcile acelea și mi-amintesc cu cuie și ciocan, îmi făceam un careu din acela, fie de tenis, fie de fotbal, și cu o corcodușă făceam pe post de teren de fotbal și mă foloseam. Dar eu cred că invențiile astea vis-a-vis de copilăriile avute în trecut ne ajutau de fapt la dezvoltarea personală. Pentru că se spune orice se naște cu personalitate, dar caracterul poate fi conturat din ceea ce trăiește. Iată cadrul didactic care vorbește acum. Acum vorbește un pedagog, un psiholog. Și astăzi putem face caractere. Să nu-i lăsăm pe copii în fața televizorului singur, să nu-i lăsăm pe copii în fața tabletei singur, răsuflându-și ureați că am scăpat o oră, două de ei. Nu. Să ne facem timp de copiii noștri. Să mâncăm împreună cu copiii noștri, să ne plimbăm împreună cu copiii noștri, să lucrăm împreună cu copiii noștri. Și acum, în încheierea emisiunii, să mă luați pe mine de mână, să vă mulțumesc, să-mi dați din energia dumneavoastră bună și să le transmiteți un mesaj celor de acasă. Îl rog pe Bunul Dumnezeu, pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze, cu pace multă, cu bucuria pe care o așteptăm și noi de la dumneavoastră și cu care așteaptă cei doi gâscalei mici acasă dumneavoastră. Iar pe cei care astăzi ați urmărit emisiunea noastră, dar mai mult să știți că a fost o stare de vorbă. Da. Părintele Cristian și Lavinia, să vă bucure Dumnezeu, să vă mângâie Dumnezeu, să vă întărească, iar în vremurile acestea tulburi să fiți lumini acolo unde veți fi. Și pentru că mi-am adus aminte de Părintele Ilie Cleopa, dați-mi voie să vă spun și eu ca Sfinția sa, mâncava raiul să vă mânce. Doamne ajută! Să nu păcătuim cu vorba, cu fapta și cu gândul. Au fost câteva din lucrurile pe care Părintele Cristian Pomohaci le-a spus astăzi în emisiunea noastră Folclorul sub lupă. Dați-mi voie să vă spun că știu totodată cât de importantă este credința în Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie care datează de mai bine de 2000 de ani. Niciodată niciun om de pe acest pământ nu a avut vreo boală în urma Împărtășaniei. Mai mult decât atât, faptul că era un copil care străbătea peste 80 de kilometri ca să ajungă la cea mai apropiată biserică, pe jos, m-a impresionat extraordinar de mult, cu siguranță și pe dumneavoastră, dragii mei. Pentru că, dincolo de toate, asta înseamnă să fii un om care are credință în Dumnezeu și chemare totodată. Pe curând, dragii mei!